și bine v-am găsit! Bine ați venit la Târgul Național al Covorului! Este un eveniment extrem de important pentru că asemenea târguri vorbesc despre bogăția patrimoniului nostru material și imaterial, dar de fapt despre patrimoniul nostru național. Avem cu ce ne prezenta în fața lumii, avem valori, trebuie să le redescoperim acum, trebuie să punem în funcție tehnologiile noi pentru a promova autenticitatea valorilor noastre naționale. Într-adevăr, istoria târgului numără 9 ani, deci a fost o excludere a anului 2020, în perioada pandemică, când nu a fost posibil să fie organizat acest târg al covorului. Dar, de fapt, covorul, ca și costumul național, este modul în care strămoșii noștri transmiteau prin aceste elemente de patrimoniu mesaje către generațiile viitoare. Toate simbolurile care se conțin pe covor au însemne foarte clare despre ce vroiau să ne povestească strămoșii noștri și ar fi fost mare păcat să uităm despre aceste mesaje. Astfel încât faptul că covorul Dorului este tradițional, că el se revine în fiecare an, că vin atâția oameni, chiar dacă e frig și e decembrie și așa mai departe, mă bucură enorm. M-ar bucura însă și mai mult dacă prin intermediul unor ateliere de creație, prin intermediul oamenilor de cultură de la sate, a meșterilor populari, acest meșteșug care ne-a caracterizat de-a lungul secolelor s-ar păstra și s-ar transmite tinerilor generații. A opta ediție a Târgului Național al Covorului sau al Covorului Național. Și noi suntem gura satului, noi suntem cei care vedem nunta de la o parte și ca orice moldovan adevărat trebuie să o grăiască. Și fel de nuntă dacă nu grăiești satul despre dânsa. E vorba despre datinele noastre, e vorba despre folclorul nostru, despre tradițiile noastre, despre covorul dorului, care înseamnă și dorul, și dorul de casă, și dorul de ducă, și de dorul de a veni acasă, dorul de a ne aduna împreună, pentru că e vorba despre noi. Cum să nu vii acolo unde e vorba despre tine? Da, și covorul nu este doar o pânză țesută, covorul ține de tradiții, de împletitura aia, de șezătoare la care se adunau altădată bunicile noastre și toată înțelepciunea populară, de fapt, se ascunde într-un covor din casa cea mare. La noi, la nord, că eu vin de la nordul Moldovei, se alegeau mai mult flori, flori, frunză, poamă, ce vedeai pe o gradă și îți plăcea, facem modelul în pătrățele. Și multe modele am făcut, dar le pune denumirea așa, Turiețcu, Chitaiscaia Roza, ca așa se spunea înainte, Podnosul, Maritima Mamă, mai încoace au ieșit lebedele, dar mama a născut 4 fete și năștea o fată și făcea cucoanele. Covorul e deosamă cu mine pe ladă, că e foarte greu de les. Și mâinile te dor, și spatele te dor. De atâta când termin covorul, la noi se dă uruiocul la cei care au lucrat și la cei care sunt la tăiat covorului, ca să te înșingi cu uruiocul să nu te doară șelile toată vara. Covorul Dorului se organizează anual. Anul acesta, Târgul Covorului s-a decis să fie dedicat covorului de nuntă. Și respectiv noi am făcut pentru acest festival o producție, o nuntă adevărată, am filmat cu scenografia plină de covoare, pentru că covorul este în rol principal în acest clip, să zicem așa. Și în afară de covor, mai avem un rol principal și vedetele noastre, care sunt Adrian Ochișanu și Igor Cuciuc, Cornelia Ștefăneț și frații Ștefăneț, orchestra lor. Așa este, am filmat un scurt metraj, o primă experiență pentru mine personal și a fost ceva deosebit, inedit. Pentru mine personal a fost să îmbrac încă o dată roche de mireasă. A fost ceva interesant. Echipa care a lucrat este o echipă de nota 10. S-a lucrat foarte minuțios, deci fiecare moment era filmat de foarte, foarte multe ori până nu ieșea totul perfect. Sper ca publicul care va privi acest curtmetraj să simtă toată munca și dăruirea cu care s-a lucrat la acest curtmetraj nunta.
Deci asta sărbătoare să fie ca o mică participă din nuntă, cu alaiu, cu mire, cu mireasă, cu muzică frumoasă și tot așa. Chiar ne bucurăm că suntem complici acestui proiect și sperăm că a ieșit ceva frumos. Foarte, foarte frumos și bine organizat. Asta e rădăcina noastră, asta e viitorul nostru. Prin asta ne autentificăm. Vrem să păstrăm ceea ce ne-au lăsat bătrânii și transmitem generațiilor viitoare. 100%, îmi place. Pentru că credem că o nuntă moldovenească e mai frumoasă ca oricare nuntă din oriunde din lume. Foarte interesant și ar fi binevenit mai des să facă așa ceva, ca să-și amintească și copiii de așa tradiții. Mie îmi place. Prima dată văd nunțile moldovenești peste vechi. Aș să-i spun un copil mic, peste 20 de ani. Frumoasă nuntă!